După ce au trecut Iordanul, Dumnezeu le cere, sau le ceruse deja prin Moise să se pregătească de sărbătorirea Paștelui, dar porunca lui Dumnezeu îi obligă să se oprească o clipă și să facă un lucru dureros pentru ei, care le strică sărbătoarea. Este una să sărbătorești afară întreg și alta să fii în convalescență în timp ce trebuie să sărbătorești. Și înainte să se așeze la masa de Paște, Dumnezeu le cere să se taie împrejur. Aș începe în primul rând cu paralela nou-testamentală. De foarte multe ori la cina Domnului auzim astfel de fraze. Se vor apropia sau se pot apropia de masa Domnului aceia care s-au împăcat cu Dumnezeu, s-au întâlnit cu Dumnezeu, aceia care au făcut un legământ cu Dumnezeu, aceia care fac parte din Biserica lui Hristos, aceia care fac parte din poporul lui Dumnezeu. Ce bază biblică există pentru această aparentă segregare? Într-o mulțime ca aceasta sunt tot felul de oameni. Nu toți sunt invitați să se apropie de masa Domnului. Așa cum în vechime nu toți puteau să se așeze să sărbătorească Paștele, să mănânce Paștele Domnului. Ce ne spune Biblia despre lucrul acesta? Dați-mi voie să mă opresc lângă prima cină. Textul din Matei 26 începe așa. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine. Și întrebarea mea este, pe când mâncau ei ce? Ce mâncau? Nu era o cină oarecare, o cină ca toate celelalte, nu se așezase la masă doar pentru faptul că erau flămânzi. Dacă urc câteva versete mai sus pe pagină, versetul 17 ne spune că în ziua întâi a praznicului azimilor, ucenicii au venit la Iisus și i-au zis, unde vrei să-ți pregătim Paștele? Este vorba de Paștele din Vechiul Testament, de Paștele iudaic, același Paște pe care l-au sărbătorit dincolo de Iordan, poporul Israel, sub conducerea lui Moise. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus mânca Paștele vechi testamental împreună cu ucenicii săi. La un moment dat se oprește și transformă această sărbătoare, sau aș putea spune, ridică această sărbătoare pe un cu totul alt plan. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o, a dat-o ucenicilor zicând, luați mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele legământului cel nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Dacă vedem unite la oaltă în acest gest al Domnului Iisus Hristos, Paștele cu cina Domnului, am putea spune că corespondentul nou testamental al Paștelui din Vechiul Testament este tocmai masa Domnului. Și acum aș vrea să citesc câteva versete din Ioan, capitolul 5, primele 12 versete. Poporul a ieșit din Iordan, am citit în capitolul 9, a ieșit din Iordan în ziua a 10-a a lunii întâi. Ziua a 10-a a lunii întâi, după poruncile lui Moise, era o zi importantă. Atunci tot Israelul intra într-o febră specială. Părinții mergeau și căutau mielul de Paște în turma lor. Trebuia să fie de un anumit fel, de parte bărbătească, de un an, fără cusur. Cu alte cuvinte, trebuia inspectat, ales, pus deoparte și pregătit pentru junghiere în ziua a 14-a între cele două seri. Poporul a ieșit din Iordan în ziua 10-a a lunii întâi și a tăbărât la Gilgal, la marginea de răsărit a Erihonului. În vremea aceea, Domnul a zis lui Iosua, fă-ți niște cuțite de piatră și taie împrejur pe copiii lui Israel a doua oară. Iosua și-a făcut niște cuțite de piatră și a tăiat împrejur pe copiii lui Israel pe dealul Aralot. Iată pricina pentru care i-a tăiat împrejur. Tot poporul acela care ieșise din Egipt era tăiat împrejur, dar tot poporul născut în pustie pe drum după ieșirea din Egipt nu fusese tăiat împrejur. De ce nu puteai să te așezi, să sărbătorești, să mănânci Paștele Domnului dacă nu erai tăiat împrejur? Era o poruncă clară în sensul acesta. De pildă, în capitolul 13, imediat după ieșirea din Egipt, Domnul a zis lui Moise și lui Aron, iată porunca cu privire la Paște.
niciun străin să nu mănânce din ele, să tai împrejur pe orice rob cumpărat cu bani, apoi să mănânce din ele, veniticul și simbriașul să nu mănânce din ele. Dragii mei, tăierea împrejur era semnul legământului, semnul apartenenței la poporul lui Dumnezeu. La cina aceea pascală nu putea să se așeze un străin, putea mânca din ea doar cel care aparținea de poporul legământului. În Geneza, capitolul 9, a instituit Dumnezeu acest semn al legământului, spunându-i lui Avram, să păzești legământul meu, tu și sămânța ta după tine, din neam în neam. Acesta este legământul meu pe care să-l păziți între mine și voi și sămânța ta după tine. Tot ce este de parte bărbătească între voi să fie tăiat împrejur. Versetul 14. Un copil de parte bărbătească netăiat împrejur în carnea prepuțului lui să fie nimicit din mijlocul neamului său a călcat legământul. Legământul pentru Israel și tăierea împrejur par să fie unul și același lucru. Dacă mă întorc în cartea Iosua, despre acest semn este vorba. În vremea aceea, Domnul a zis lui Iosua, fă-ți niște cuțite de piatră și taie împrejur pe copiii lui Israel a doua oară. Paștele nu putea fi mâncat decât de cei care fuseseră tăiați împrejur, intraseră în poporul lui Dumnezeu, făceau parte din poporul legământului lui Dumnezeu. În capitolul 12, în momentul instituirii Paștelor, versetul 48, Dumnezeu a precizat, dacă un străin care va locui la tine va vrea să facă Paștele Domnului sau să mănânce Paștele Domnului, orice parte bărbătească din casa lui să fie tăiată împrejur, apoi se va apropia să le facă și va fi ca băștinașul, dar niciun netăiat împrejur să nu mănânce din ele. Aceasta este legea pentru băștinaș și pentru străin. Una din întrebările care se ridică citind textul din Iosua este cum se poate ca o generație întreagă să fi rămas netăiată împrejur atunci când porunca Domnului a fost foarte clară. Foarte clară. Dați-mi voie să citesc încă două versete din Iosua și acolo dăm de o expresie care s-ar putea să dezlege această enigmă. Versetul 8 din Iosua 5. După ce a isprăvit de tăiat împrejur pe tot poporul, au rămas pe loc în tabără până la vindecare. Domnul a zis lui Iosua, astăzi am ridicat o cara Egiptului de deasupra voastră și locului aceluia i-au pus numele Gilgal, adică prăvălire, până în ziua de astăzi. Astăzi am ridicat o cara Egiptului de deasupra voastră. Observați, ridicarea ocării Egiptului este asociată cu tăierea împrejur. Cea una cu cealaltă. Ce să fie acea ocară a Egiptului? Cred că aș putea să o leg de implicațiile cârtirilor, nemulțumirilor, răzvrătirilor care au culminat cu răzvrătirea lor de la Cades Barnea, când erau pe drum spre țară. Dacă ne oprim o clipă lângă cartea Numeri, Numeri, Deuteronom, Iosua, noi suntem pe undeva pe aproape, acolo am văzut că poporul a început, după ce au ridicat cortul la Sinai și slava Domnului a coborât în mijlocul lor, poporul a început printr-o extraordinară sărbătoare. Au făcut daruri Domnului. S-au organizat în jurul Domnului. Apoi și-au făcut trâmbițe de argint și au pornit pe urmele Domnului spre țara promisă. Moise era atât de sigur de faptul că promisiunile lui Dumnezeu se vor împlini repede pentru ei, încât vine la cumnatul său la Hobab și spune, vino cu noi, îți vom face bine de binele pe care ni-l va face Domnul. Hobab se uită la el, probabil că îi știa, și zice, mă întorc în țara mea, mergeți voi spre țara voastră. Moise ori de câte ori pornea tabăra la drum, zicea, scoală-te, Doamne, ca să împrăștie vrăjmașii tăi. Și ori de câte ori strângeau, se adunau tabăra, spunea, întoarce-te, Doamne, la zecile de mii ale copiilor lui Israel. Spuneți-mi, cine s-ar fi gândit ca cu un astfel de Dumnezeu, prezent în mijlocul taberei, trei zile mai târziu să înceapă necazurile, răzvrătirile, de tot felul. N-avem apă, n-avem carne, n-avem una, n-avem alta. Răzvrătirile acestea s-au adunat, dragii mei, până când la Cades Barnea s-au întors cele
12 îi scoade și 10 au înnegrit țara. Mai bine să ne facem, luăm o căpetenie, să ne întoarcem înapoi în Egipt. Am fost calăcustre înaintea lor. Ne vor mânca, copiii noștri vor fi de jaf. Trupurile noastre vor cădea în țara respectivă. De ce am ieșit din Egipt? Toată adunarea, spune Numeri, capitolul 14, versetul 10, vorbea să-i ucide cu pietre pe Moise, pe Aron, pe Iosua și pe Caleb. Când slava Domnului s-a arătat peste cortul întâlnirii înaintea copiilor lui Israel și Domnul a zis lui Moise, până când mă va nesocoti poporul acesta? Observați, toate aceste răzvrătiri erau practic împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu a răbdat odată, a răbdat de două ori, a răbdat de cinci ori, a răbdat de zece ori, dar la un moment dat a venit un moment în care a zis, destul. Domnul a zis lui Moise, până când mă va nesocoti poporul acesta, până când nu va crede el în mine, cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui, cât este de adevărat că eu sunt viu și că slava Domnului va umple tot pământul, atât este de adevărat că toți cei ce au văzut cu ochii lor slava mea și minunile pe care le-am făcut în Egipt și în pustie și totuși m-au ispitit de 10 ori până acum și n-au ascultat glasul meu, toți aceia nu vor vedea țara pe care am jurat părinților lor că le-o voi da. Și anume, toți aceia care m-au nesocotit n-o vor vedea. Versetul 27. Până când voi lăsa această rea adunare să cârtească împotriva mea? Am auzit cârtirile copiilor lui Israel care cârteau împotriva mea. Spune-le, pe viața mea, zice Domnul, că vă voi face în tocmai cum ați vorbit în auzul urechilor mele. Trupurile voastre moarte vor cădea în pustia aceasta. Dragii mei, toată răzvrătirea era împotriva Domnului. Așa cum 10 capitole, toată sărbătoarea era pentru Domnul, acum că Domnul nu ne-a dat tot ce am fi dorit, tot ce am poftit, tot ce am cerut, ne-am întors împotriva Lui. El spune, până când mă va nesocoti poporul acesta, până când nu va crede în mine, m-au ispitit de 10 ori până acum, n-au ascultat de glasul meu, m-au nesocotit, au cârtit împotriva mea, s-au unit împotriva mea. Observați ce ușor te poți întoarce împotriva Domnului dacă nu ți împlinește așteptările. Noi venim la Dumnezeu pentru că îl considerăm mare, îl considerăm bun și nu-i rău să ai astfel de prieteni de partea ta. Să fie acolo la dispoziția ta când ai nevoie, ca și duhul lămpii lui Aladin. Orice cere ai să ți-o satisfacă. Ce faci când cerul tace? Ce faci când te-ai îmbolnăvit de cancer și Dumnezeu nu răspunde și se stinge viața în tine? Ce faci când copilul tău moare în brațele tale? Ce faci când, după ce l-ai purtat 9 luni, în loc să vină viu la viață, îl naști mort? Ce faci în astfel de momente? Dragii mei, mântuirea noastră este un proces. El trebuie să înceapă. Începe cu o ieșire din Egiptul păcatelor noastre, din robiile noastre. Urmează o călătorie prin pustia acestei lumi. Cristi a început subliniind faptul că suntem străini și călători pe acest pământ. Țara noastră nu este aici. Dumnezeu ne-a lăsat în bucla fărășirea deșertăciunii să se adune în noi lucruri de valoare pentru veșnicie. Dar dacă mă întorc împotriva lui Dumnezeu, călătoria aceasta se frânge. Așa cum s-a frânt călătoria lor. O generație întreagă, sute de mii de bărbați și femei n-au ajuns în țara promisă. În termeni teologici, legământul cu Dumnezeu s-a rupt. Deci ăsta este păcatul cu voia. Odată legământul rupt, semnul legământului nu mai avea nici o valoare. Eu nu cred că israeliții de bunăvoie și nesiliți de nimeni au zis nu ne mai tăiem împrejur copiii. Ci Dumnezeu le-a spus, nu vă mai tăiați împrejur copiii. Porunca era foarte clară. Un copil de barde bărbătească netăiat împrejur, a opta zi din viața lui, trebuie să moară. Dragii mei, în fața unei astfel de porunci, nu cred că și-ar fi putut permite să zică nu vrem să-i tăiem împrejur. Ci odată legământul rupt, semnul nu mai avea nicio valoare. Noi încercăm să adoptăm religii ale exteriorului. Avem impresia că dacă ne conformăm unor ritualuri, dacă mâncăm anumite lucruri, ne îmbrăcăm într-un anumit fel, rezolvăm problema. Dragii mei, mântuirea începe dinăuntru spre în afară.
Dacă ești mântuit cu adevărat înăuntru, dacă Dumnezeu te-a schimbat pe dinăuntru, schimbarea aceasta se va vedea în afară, în felul cum te îmbraci, în ce mănânci, în comportamentul tău, în relațiile tale, în cum muncești, în bucla asta fără șir a deșertăciunii. Dar dacă realitatea lăuntrică nu există, ce valoare au semnele de afară? Absolut nicio valoare. Dragii mei, o cara a Egiptului pe care Dumnezeu a ridicat-o de peste ei, aș putea să o exprim în felul acesta. Da, am ieșit din Egipt și merg spre țara promisiunilor lui Dumnezeu, dar inima mea a rămas lipită de Egipt și Egiptul de inima mea și sunt cu capul și sufletul întors spre Egipt. Citiți, vă rog, istoria din pustie și vedeți de câte ori și în câte condiții au zis, de ce om fi ieșit din Egipt, să ne întoarcem în Egipt, 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 asta era cuvântul din gura lor. Până când Dumnezeu a zis, Egipt vă trebuie 40 de ani, întoarceți-vă înapoi în pustie, până veți pieri cu toții. Spuneți-mi, cum ar fi fost, vom discuta despre ea mai târziu, ca femeia aceasta care a fost izbăvită din Ierihon, din Egiptul acelor vremuri, da? Cum ar fi fost ca Rahav, după ce a ajuns în Israel, să fi deschis un bordel? Era o curvă în Canaan. Și Dumnezeu nu este jenă să-i spună pe nume, așa cum nu i-a fost jenă să o ia și să o pună în genealogia Domnului Iisus Hristos după ce a spălat-o și a curățit-o. Odată ce ai ieșit din Egipt, trebuie să dezbraci Egiptul de pe tine. Nu-l poți căra cu tine, trebuie să dezbraci Egiptul de pe tine. De aceea Duhului Dumnezeu prin Pavel ne spune tuturor, zic, dar umblați călăuziți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Dragii mei, acestea țin de Egiptul din care ne-a mântuit Dumnezeu. Nu poți fi cu ele în inimă și să zici, eu merg spre Canaan, dar să ai capul, gâtul și inima întoarse spre Egipt. Faptele firii pământești, faptele lumii, faptele Egiptului, faptele Canaanului sunt acestea. Preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjbile, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările. Astea nu țin de împărăția lui Dumnezeu? Astea n-au ce căuta în inima mea? Eu le-am lăsat, am fost mântuit din ele. Și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte cum am mai spus. Cei ce fac astfel de lucruri nu vor ajunge niciodată în țara promisă. Cu alte cuvinte, dacă ai ieșit din Egipt, lasă Duhul Dumnezeu să dezlipească Egiptul de inima ta. Cei ce sunt ai lui Hristos și-au bătut în piroane și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Să și umblăm prin Duhul. Mă întorc înapoi în Iosua. După ce a isprăvit de tăiat împrejur tot poporul, au rămas pe loc în tabără până la vindecare și Domnul a zis lui Iosua, astăzi am ridicat o cara Egiptului deasupra voastră. Și locului aceluia i-au pus numele Gilgal. Imaginați-vă, bolovan greu, prăvălindu-se de pe coasta muntelui. Prăvălire, până în ziua de astăzi. Astăzi s-a renodat relația cu Dumnezeu. Astăzi semnul tăierii împrejur are în spatele lui realitatea semnificată. De astăzi sunteți din nou poporul meu. Acum că legământul a fost reînnoit, se putea serba Paștele. Dar ce reprezintă el? Dragii mei, încă în Exod, capitolul 13, abia ieșiseră din Egipt și Dumnezeu le spune, noaptea aceasta, noaptea izbăvirii, noaptea mântuirii din robia unor dumnezei străini, noaptea aceasta trebuie să fie prăznuită în cinstea Domnului, pentru că atunci i-a scos din țara Egiptului. Observați, deși Vechiul Testament este doar o prefigurare, citindu-l înțelegem mai bine realitățile noastre nou-testamentale. Așa cum a existat pentru ei
un moment al ieșirii din Egipt. Așa trebuie să existe pentru noi un moment al ieșirii din robia păcatelor noastre. Un moment al ieșirii din robie și a intrării noastre în împărăția lui Dumnezeu în Hristos. Ce reprezintă cina Domnului pentru noi? Pe când mâncau ei, ne spune Matei în capitolul 26, versetul 26, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului cel nou care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Gândiți-vă la noaptea aceea din Egipt. Dumnezeu a dat o poruncă îngerului morții. Treci prin Egipt, să nu treci pe lângă nicio casă, intră și lovește pe întâi născuți. Dar Dumnezeu a dat o altă poruncă poporului său. Luați mielul pe care l-ați pus deoparte în ziua 10-a, junghiați-l între cele două sere, în ziua 14-a și puneți pe ușoriu și sângele mielului pascal. Îngerul Domnului, când va vedea sângele, va trece pe lângă casa voastră. Pe lângă casa voastră. Dragii mei, izbăvirea noastră, în ultimă instanță, nu este din mâna unor dușmani, nici chiar din mâna lui Satan. Izbăvirea noastră trebuie să fie din fața revărsării mâniei lui Dumnezeu. Îngerul Domnului a executat pedeapsa în noaptea aceea. În fața tronului lui Dumnezeu vom sta la judecate cu toții. Cu alte cuvinte, Dumnezeu va fi cel care va decreta destinul nostru veșnic. Picioarele mielului vor călca teascul vinului mânia prinse a totputernicului Dumnezeu. Când noi suntem izbăviți din fața revărsirii acestei mânii, imaginați-vă ce sărbătoare ar trebui să fie pentru noi cina Domnului. Acesta este sângele legământului cel nou care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Dragii mei, prin moartea Domnului Iisus Hristos, prin jertfa Lui, ni s-a deschis o cale nouă și vie spre casă. O cale nouă și vie spre casă, o cale nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său. Când El a luat o pâine și a frânt-o, a simbolizat frângerea perdelei din lăuntrul templului ca noi să avem acces liber în prezența lui Dumnezeu. Astfel, prin sângele lui Iisus Hristos, avem intrare slobodă, liberă în locul preasfânt. Ne putem întoarce acasă. Observați, Domnul Iisus așează cina Domnului pe vatra Paștelui. Legătura dintre cele două este mielul de Paște. Doar că atunci când vii din vechiul în noul, nu vii pe orizontală, ci te ridici pe un alt plan. Așa, dragii mei, ei mâncau trupul mielului luat din turma lor. Noi mâncăm trupul Domnului Iisus Hristos sau pâinea care simbolizează trupul Domnului Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Pavel îl numește pe Domnul Iisus Paștele noastre. Ca să înțelegem legătura dintre cele două evenimente, măturați, spune el în 1 Corinteni 5:7, măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă cum și sunteți, fără aluat, căci Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Să prăznuim, dar praznicul, cu un aluat, nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Așadar, tăierea împrejur reprezenta semnul vechiului legământ. Și dacă nu ești în legământ cu Dumnezeu, nu puteai mânca Paștele. Întrebarea este care să fie semnul noului legământ. De ce nu oricine se poate apropia de cina Domnului, de masa Domnului, să se împărtășească cu trupul și sângele Domnului? Pentru asta aș deschide puțin imaginea și aș aduce înaintea dumneavoastră șirul legămintelor pe care Dumnezeu le-a încheiat cu omul. Primul a fost încheiat cu întregul pământ,
Imediat după ce corabia lui Noe s-a oprit pe muntele Ararat, Dumnezeu a venit și a făcut o promisiune. Voi pune pe cer curcubeul meu, ca să știi că am jurat că niciodată nu voi mai nimici pământul prin ape. Dragii mei, semnul legământului cu Noe era foarte departe de el. Uneori, când ploaia și soarele se amestecau, se uita și zâmbea în sinea lui, zice, Domnul nu va mai aduce potopul peste pământ. Observați un semn care e foarte departe, pentru că legământul i-a făcut cu întreaga planetă. Dar dacă vin la Avram, Dumnezeu aduce semnul legământului un pic mai aproape de el și Avram trebuie să taie împrejur pe sine și pe toți cei din casa lui. Observați, de pe cer, semnul legământului este adus în trupul omului. Acum, Moise ține de legământul avramic, da, legământul mozaic, continuă legământul avramic. Dacă vin la noul legământ, nu trebuie să fac altceva decât să duc mai departe vectorul. Dar el nu trece pe lângă mine, nu se oprește nici măcar în trupul meu, ci coboară ceva mai adânc în mine. Semnul noului legământ este tot tăierea împrejur, dar nu în carne, ci o tăiere împrejur a inimii. Ascultați-l pe Pavel, un iudeu, un evreu, tăiat împrejur, a opta zi, din seminția lui Beniamin, vorbind cu cei din neamul lor, neamul lui. Tăierea împrejur, negreșit, este de folos, dacă împlinești legea. Dar dacă tu calci legea, tăierea ta împrejur, va ajunge netăiere împrejur. Iar versetul 28 continuă din Roman 2. Iudeu nu este acela care se arată pe din afară, că este iudeu. Și tăierea împrejur nu este aceea care este pe din afară, în carne. Ci iudeu este acela care este iudeu înăuntru. Și tăierea împrejur este cea a inimii. În duh. Nu în slovă, un astfel de iudeu își va scoate lauda de la Dumnezeu. Dar lucrurile acestea nu sunt gândite de Dumnezeu doar din Noul Testament, din totdeauna. Dumnezeu abia așteptat să intre într-un astfel de legământ cu omul încât să poată trăi împreună cu noi. Să putem avea părtășie directă cu El. Să poată locui în noi și între noi. Ascultați-l pe prorocul Ieremia vorbind sute de ani înainte de a veni Hristos. Capitolul 9, versetele 23-25. Așa vorbește Domnul. Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui și bogatul să nu se laude cu bogăția lui, ci cel ce se laudă să se laude care pricepere și că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ, căci în aceasta găsesc plăcere eu. Astea l-am mai citit adeseori, dar ascultați versetul următor, versetul 25. Iată vin zile, zice Domnul, când voi pedepsi pe cei tăiați împrejur. Poate n-am auzit bine. Iată vin zile, zice Domnul, când voi pedepsi pe cei tăiați împrejur, virgulă, care nu sunt tăiați împrejur cu inima. Observați, niciodată Dumnezeu nu s-a mulțumit doar cu lucrurile exterioare. Nu poți să-i arunci praf în ochi lui Dumnezeu și să zici că și El este ca tine și te crede pe cuvânt. Nu. Dragii mei, totul este gol și descoperit înaintea celui cu care avem a face. N-are rost să ai semne care n-au acoperire în realitatea lăuntrică, în realitatea obiectivă pe care Dumnezeu o lucrează pentru tine. În Deuteronom, capitolul 30, versetul 6, se face o promisiune pentru viitor poporului lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeul tău îți va tăia împrejur inima ta și inima seminței tale și vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, spune textul nostru. Semnul noului legământ este tăierea împrejur a inimii. În alți termeni, este nașterea din nou, este prezența Duhului Sfânt în noi. Trupul nostru devine templul Duhului Sfânt. Oare la întâmplare, spune Pavel în Romani, capitolul 8, versetul 9, voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi.
A fi creștin nu înseamnă a fi baptist, ortodox. Religia nu mântuiește pe nimeni, dragii mei. Noi avem nevoie de gardurile pe care le ridicăm în jurul nostru, uneori spre pieirea noastră. A fi creștin înseamnă a avea cerul și pământul unite împreună, l-avea pe Dumnezeu locuind în tine. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Problema este mult mai serioasă și nu o poți rezolva prin cosmetizări exterioare. Problema trebuie să înceapă printr-o radicală transformare, printr-o moarte și o înviere din morți. Oare la întâmplare, Domnul Iisus Hristos, când vine Nicodim, reprezentantul vechiului legământ, îi taie vorba și îi spune din start, adevărat, adevărat îți spun, dacă un om nu se naște din nou, din Duh, de sus, din Dumnezeu, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Cina Domnului, sunt în noul legământ, poate fi luată doar de cei care au inima tăiată împrejur, de cei care sunt născuți din nou. Cina Domnului poate fi luată doar de cei care aparțin de poporul legământului lui Dumnezeu. Cina Domnului poate fi luată doar de aceia care au mărturisit cu gura lor pe Hristos ca Domn și care cred în inima lor că Dumnezeu l-a înviat din morți. Când ai un Domn viu, un Dumnezeu viu, El vorbește și tu asculți. El impune termenii relației. Noi suntem creatura, El este creatorul nostru. În Noul Testament, această realitate lăuntrică, foarte greu de explicat, ce-o fi nașterea din nou? Ce aia înviere împreună cu Hristos? Ce să fie tăierea împrejur a inimii? Dragii mei, vă aduc o veste bună. De ieri dimineață sunt și eu bunic a patra oară. Și în sfârșit am și eu un nepoțel, după trei nepoțele. Sunt foarte dulci ele, dar am un nepoțel. A venit pe muchie de cuțit la intervenția directă a Duhului lui Dumnezeu. Și sunt mulțumitor pentru aceasta. E adevărat că oricât de grea ar fi nașterea, dacă toate sunt bune, începi să vezi creșterea. Și vezi semnele sau dovezile faptului că a venit pe lume o ființă. Mai întâi îmi spune Julie, nu știu ce plămâni are pruncul ăsta, dar a cântat la toți medicii, de nu știau ce notă să-i dea. Sunt tot felul de semne. Dar care să fie dovezile faptului că cineva este născut din nou? Noi am mai discutat de lucrurile acestea și aș putea spune-i foamea după cuvântul lui Dumnezeu, așa cum pruncul plânge tot la trei ore să mănânce ceva. Foamea după cuvântul lui Dumnezeu, că omul cel nou nu trăiește numai cu pâine sau nu trăiește cu pâine, ci cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu. Este și foamea după părtășia cu frații. Dar cred că în Noul Testament, aceste realități lăuntrice pe care tu le știi când ele vin în tine, știi când Dumnezeu lucrează ceva în viața ta. Dacă doar te-ai aciuit lângă cei din poporul lui Dumnezeu, dacă te-ai strecurat printre ei și faci câteva cosmetizări exterioare, s-ar putea să nu știi nimic în lăuntrul tău. Dar dacă Dumnezeu te-a atins, acea realitate nevăzută trebuie mărturisită. În Noul Testament, acea realitate lăuntrică a tăierii de împrejur, tăierii împrejur a inimii, este mărturisită prin actul botezului. Observați, realitatea lăuntrică este, dacă vreți, cuplată cu o realitate exterioară, marcată în trupul meu. Dar botezul este important și dintr-un alt punct de vedere. Recitesc un text cunoscut din 1 Petru, capitolul 3. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește. E vorba de botez, icoana închipuitoare. Vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești. Cu alte cuvinte, nu există ritualuri exterioare care să poată să-ți rezolve problema sufletului tău. Nu există. Mai întâi trebuie să înceapă în adâncul nostru, după care îl mărturisim în văzul tuturor și în auzul tuturor. Nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Hristos din morți. Dar dacă este mărturia unui cuget curat, întrebarea este când și cum mi s-a curățit cugetul. Dragii mei, un singur lucru îmi curățește cugetul de faptele moarte: sângele Domnului Iisus Hristos.
mielul lui Dumnezeu care ridicând păcatul lumii, a ridicat și păcatul meu în momentul în care m-am prăbușit înaintea lui și am recunoscut că am nevoie de el. Această întâlnire cu Dumnezeu, care e personală, e lăuntrică, poate nimeni nu știe de ea, această realitate lăuntrică este mărturisită prin actul botezului. În biserica noastră, prin credință, în fiecare an de două ori pregătim un botez nou testamental. Și avem între noi totdeauna această carte, frumos învelită în piele, nu pielea contează, nici filele ei, ci curajul celui care vrea să intre în poporul lui Dumnezeu, să o ia, să o deschidă, să ia un pix în mână, să scrie numele pe una din file. Dar vezi, zice, ce valoare are o poveste atât de simplă? Dragii mei, nu știu ce valoare are. Știu doar atât dacă Scriptura spune, dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn, nimeni nu poate face în locul tău. Mi-aduc aminte de unul dintre cei mai răi împărați ai lui Israel, de Ahab. La un moment dat, când Dumnezeu îl mustră prin Ilie, Ahab se îmbracă, era împărat, se îmbracă într-un sac și își pune cenușa în cap și spune textul, umbla încet. Dacă și asta e pocăință, umbla încet. Ce e foarte interesant este că Dumnezeu se uită la el și îl strigă pe Ilie. I-ai văzut pe robul meu, Ahab? M-am întrebat de multe ori. Ilie cred că s-a uitat la Dumnezeu și a zâmbit. Zice, Doamne, don't you know better? Nu știi un pic mai bine? Nu-l cunoști? Dragii mei, dacă Dumnezeu se poate bucura de un astfel de gest al lui Ahab, eu cred că ia în considerare gestul tău, care probabil la sfârșit să nu te vadă nimeni, vii și îți pui numele acolo. Și în adâncul tău spui, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine, păcătosul. Și apoi vii și mărturisești curăția cugetului tău înaintea tuturor. Dragii mei, tăierea împrejura inimii sau nașterea din nou sunt realități nevăzute, dar obiective, lucrate de Dumnezeu în noi. El ne aduce la viață. În schimb, există și un aspect subiectiv legat de apropierea noastră de masa Domnului. Ascultați ce spune Pavel Corintenilor în 1 Corinteni 11 cu 26. Ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta, beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului. Dragii mei, dacă este important să vestesc moartea Domnului, o fac întinzând mâna în blid și luând paharul. Vestiți moartea Domnului. Versetul 27. De aceea, oricine mănâncă din pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Deci, pe de o parte, vestesc moartea Domnului, pe de altă parte, dacă o fac în chip nevrednic, mă încarc cu vinovăția care vine din călcarea în picioare a morții lui Dumnezeu. Se va face vinovat de trupul și sângele Domnului. Versetul următor continuă. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Sunt câteva lucruri pe plan subiectiv. Pe plan obiectiv este realitatea pe care Dumnezeu prin Duhul Său lucrează în mine. Și aceea trebuie să fie acolo, ca semnul să aibă vreo valoare. Dar pe plan subiectiv, în primul rând trebuie să mă cercetez pe mine însumi. Cu alte cuvinte, nu e o cină oarecare în care sunt flămând și îmi fulec repede ceva să-mi văd de treburile mele, ci este un moment de celebrare, de cinstire a actului mântuitor al lui Dumnezeu, absolut unic în viața mea și în istorie. Darea Fiului Său la moarte pentru mine. Când mă cercetez cu sinceritate, lăsându-L pe Duhul lui Dumnezeu să folosească sabia Duhului, să lucreze în mine, cam ce credeți că constat? Constat profunda mea nevrednicie. Văd păcatele din viața mea.
dragii mei, în niciun caz cel care are impresia că poate sta la cina Domnului să zică în sine însuși: Doamne, mulțumesc, eu nu sunt ca și vameșul acesta, eu dau zeciuială din izmă, din chimen, din mărar, eu postez de două ori pe săptămână, eu merit, Doamne, mulțumesc că merit. Nu. Un astfel de om este cel mai nevrednic să se apropie de masa Domnului, se face vinovat de trupul și sângele Domnului. Când te cercetezi și dacă ai înțeles cum judecă Dumnezeu lucrurile, Dumnezeu nu te ia la suprafață, după haina pe care o porți. Dumnezeu te ia de la nivelul motivațiilor, atitudinilor, gândurilor, vorbelor și pe la urma faptelor. Dacă spui fratelui tău, prostule sau nebunule, ce zice Dumnezeu? Ești un ucigaș. Dacă te uiți la o femeie, s-o poftește în inima ta, ce zice Dumnezeu? Meriți moartea, ești un curvar. Dacă poftești boul vecinului tău, averea vecinului tău, lucrurile care nu sunt ale tale, ce zice Dumnezeu? Ești un hoț. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne judecă cu ochii Lui, nu cu ochii noștri. Și nu uitați, totul este gol și descoperit înaintea celui cu care avem a face. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. De ce este importantă cercetarea? Să realizez cine sunt și pe urmă, și numai așa, pot vesti cu adevărat moartea Domnului ca singură soluție, singura mea nădejde pentru împăcarea mea cu Dumnezeu. Dragii mei, nu la întâmplare Domnul Iisus a zis: eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă n-ai nevoie de Hristos, dacă ești destul de bun, dacă religiozitatea ta ți este suficientă, vei termina în fundul iadului. Abia când te cercetezi pe tine însuți și strigi disperat ca și vameșul în templu: ai milă de mine, păcătosul, atunci sângele lui Iisus Hristos te curățește de orice păcat și te învrednicește să vii în prezența lui Dumnezeu. Dar mai este ceva. M-am cercetat, am realizat nevrednicia mea și vestesc moartea Domnului ca singura soluție a lui Dumnezeu pentru a mă aduce înapoi acasă. Scriptura spune, mai trebuie să fac un lucru, să deosebesc trupul Domnului. Nu doar acesta, ci și acesta. Cu alte cuvinte, evreul niciodată nu lua Paștele într-un colț de unul singur. Ieri am asistat la o scenă incredibilă. Norica are 2 ani și ceva. Și nu știu ce a făcut și tatăl a certat-o. Și fără să zică la nimeni nimic, s-a dus și s-a așezat într-un colț. Noi ne-am uitat la ea. M-am pedepsit. După care de-a încolț a zis: Daddy, I'm sorry. Imaginați-vă evreul să-și ia cina sau paștele, să meargă într-un colț, să zică: e numai pentru mine. Nu se întâmpla așa ceva. Paștele era o sărbătoare a familiei. O sărbătoare a familiei. Nu puteai celebra de unul singur. Cina Domnului, dragii mei, nu este sandwich-ul pe care ți-l iei tu de undeva și în fugă spre servici, îți stâmpări foamea cu ea. Nu. Este o sărbătoare a familiei. Și de aceea mărturia sau mărturisirea nașterii mele din nou o fac prin actul public al botezului, prin care eu intru în familia lui Dumnezeu. Deosebesc trupul Domnului. Mă socotesc parte, mădular al acestui trup al Domnului Iisus Hristos. Cina Domnului nu poate fi luată decât de cei care deosebesc trupul Domnului și vestesc moartea Lui, pentru că s-au cercetat pe ei înșiși. Aș încheia punând în paralel Vechiul și Noul Testament. Am trecut Iordanul, era ziua 10-a. Mare febră în tabără, ne-am căutat repede mierul, l-am pus deoparte să-l ținem până în ziua 14-a, să ne așezăm în sfârșit să mâncăm Paștele Domnului după 40 de ani. Paștele Domnului. Și Domnul a zis: nu. Niciun netăiat împrejur nu se poate apropia de masa mea.
Și cu toate că nu-i foarte plăcut să sărbătorești în convalescență, de curând operat să sărbătorești, era mai bine să putem dansui și bucura. Dragii mei, poporul a trebuit să înțeleagă că după cum masa de Paște nu o poate lua, nu o poate mânca decât cel tăiat împrejur, adică cel care aparține de poporul lui Dumnezeu, un gest făcut conștient și deliberat. Nu te naști în el. Nu te poate introduce altul în poporul lui Dumnezeu. Tot așa, masa Domnului se poate lua sau la masa Domnului se poate așeza doar care are inima tăiată împrejur, adică acela care aparține, pentru că de bună voie și nesilit de nimeni a intrat în poporul lui Dumnezeu prin harul lui Dumnezeu. Noi uitați, cina Domnului se ia în familia Domnului. Niciun străin n-are dreptul să se apropie de ea. Dar întrebarea mea, de ce ai fi tu străinul acela? Când invitația este și poți intra astăzi în poporul lui Dumnezeu, poți avea curajul să te ridici, să iei un pix în mână și să zici, vreau și eu să aparțin. Eu, Beniamin, Ilie Beniamin Fărăgău, vreau să aparțin de poporul lui Dumnezeu. Invitația e făcută, prețul este plătit, alegerea este a ta. Amin.